În Evanghelia ce s-a citit astăzi, am auzit cu toții spunându-se că dacă voi răi fiind și să faceți daruri bune fiilor voștri, cu atât mai mult Tatăl vostru. Deci, ni se spune în Evanghelie limpede clar că suntem de multe ori răi. Și totuși, răutatea noastră știm să facem daruri bune fiilor, adică celor apropiați ai noștri. Și dacă știm noi să facem daruri bune celor apropiați, cu atât mai mult Dumnezeul nostru face daruri bune celor ce se tem de El. Dar teama de Dumnezeu, oare este o teamă de pedeapsă? Sau este o teamă care vine din iubire față de Dumnezeu? Căci teamă e de mai multe feluri. Cum este și cum sunt și cei care slujesc lui Dumnezeu, cei care se silesc ca să se apropie de Dumnezeu. Părinții bisericii împart și pe aceștia în trei categorii. În stare, cei care sunt în starea de fii, în starea de argați și în starea celor care de robi. Adică cei care ne silim, unii o facem din dragoste față de Dumnezeu, alții o fac pentru plată, aceștia sunt argații, iar slugile, robii, sunt aceia care primesc porunca lui Dumnezeu din teamă. Din teamă de pedeapsă. Aici fiecare dintre noi trebuie să căutăm, să vedem unde ne așezăm. Exemple în Sfânta Scriptură avem nenumărate. Am auzit zilele acestea vorbindu-se și de Avraam. Și știți prea bine că Avraam îi este undeva acolo apropiat sufletului meu. Pentru dragostea lui, pe care a avut-o în mod deosebit, dar și pentru îndrăzneala lui pe care a avut-o înaintea lui Dumnezeu. Îndrăzneală care nu era altceva decât o manifestare a iubirii lui, a iubirii lui Dumnezeu care se sărășluia întru el și care de acum se manifesta și față de cei din jur. Căci așa era Avraam. Și am să vă amintesc de momentul când Dumnezeu i s-a arătat lui Avraam la stejarul Mamrei. Când în plină zi, cum spune Sfânta Scriptură, a Vechiului Testament, pe când Avraam era în ușa cortului, ridicându-și ochii, a văzut trei oameni care stăteau înaintea lui. Și cum i-a văzut, a alergat din pragul cortului său în întâmpinarea lor și s-a închinat până la pământ. Deci era liniștit, i-a văzut de departe, aleargă, se închine înaintea lor până la pământ. Și acum de ce a văzut că erau trei? Și acum ne le zice lor, Doamne, de-am aflat har înaintea Ta, nu ocoli pe robul Tău. Se adresează celor trei ca unuia singur. Cunoașteți foarte bine că aici este arătarea Preasfintei și Dumnezeieștii. Trăim la stejarul Mamrei. Ce este, ce vreau să scot în evidență acum de aici, din cuvântul acesta, pe care Domnul ne l-a pus în față. Deci, mai întâi, gestul lui Avraam a observat că se apropie trei străini. Merge înaintea lor, deci le iese în întâmpinare. Le iese în întâmpinare. Ieșindu-le în întâmpinare, le face și închinăciune. Închinare se pleacă înaintea lor. Apoi îi invită, îi poftește în casa lui, în cortul lui. Dacă am aflat har, adică dacă ai găsit ceva bun la mine, te rog, nu mă ocoli, ci vino. Lucru care se și întâmplă. Știți foarte bine cum au rămas cei trei de acum și cum Avraam imediat a făcut poruncă, a dat poruncă ca să se pregătească masă pentru cei trei. Să se frământe trei măsuri de făină bună și să facă azimei, i-a spus lui Sara, femeia lui, și apoi a dat fuga la Cireat, a luat un vițel tânăr și a ajuns ea. Deci a pregătit masă.
Aici nu a fost altceva decât un gest de supremă iubire, care venea din iubirea lui Dumnezeu ce se afla întru el. Am auzit pe Mântuitorul spunând că omul din prisosul inimii împlinește cele care sunt în jurul lui. Și grăiește, dar și împlinește și poruncile. Iar Sfântul Efrem Siru spune, zici, căselește-l pe om să grăiască și vei afla ce e în inima lui. Ce ne spun aceste cuvinte? Cuvântul Mântuitorului și a Sfântului Efrem. Nimic altceva ne prezintă decât starea omului, starea noastră lăuntrică. Când noi mergem de multe ori în casa părintească, când mergem la părinții noștri sau la cineva apropiat, imediat suntem întâmpinați. Și imediat noi trebuie să îi întâmpinăm pe cei care vin către noi cu aceeași dragoste, eu o numesc avraamică. Dragostea avraamică nu este altceva decât a te pune la dispoziția celui care a venit, a ieși în întâmpinare, deci, și a pune toate ale tale în slujba lui. Cum frumos odată am primit un cuvânt care a fost în felul acesta. Și atunci când veți veni la noi, casa noastră va fi casa voastră. Și vă vom pune cele ale noastre, vă vom pune la dispoziția sfinților voastre. Desigur, nu venea din altă parte decât tot din partea unui părinte, aș zice eu, deosebit, pe care îl cunoașteți, părinții mănăstirii, care cunosc acest moment, știu despre cine este vorba. E bine, și nimic atunci când am văzut acest cuvânt, am zis, iată aici, nu este altceva decât un gest avraamic. Un gest care se manifesta în tocmai așa cum se manifesta în inima și în cugetul lui Avraam. La această dragoste suntem poftiți și noi, prin Evanghelia de astăzi, și tot pe toată perioada aceasta frumoasă a Apostolii Mari în care trăim, suntem invitați la acest ospăț duhovnicesc. În a-L iubi pe Dumnezeu și în a plini poruncile Lui din iubire, nu din altceva, nu din silă. Și acum mintea mea, deși nu aveam de gând, mintea mea a fugit la un cuvânt a unui părinte al Patericului, chiar dacă el a trecut înrăit în veacul 20. Un părinte al Patericului, deci, care spune în felul următor, că adevăratul ucenic nu va aștepta niciodată să fie împins de la spate în a împlini poruncile. Pentru că adevăratul ucenic, din drag față de părintele și de învățătorul său, le va împlini poruncile întocmai și întocmai, aevea. Fără șovăire, fără decârtire. Și cine se silește, e vorba, știți foarte bine, de părintele Efrem, nu cel care este acum, ci Efrem cel care a fost părinte al părinților din Vatopedul, Efrem Isihastul. Deci el are acest cuvânt și desigur este preluat de părintele Sofronie Saharov, care desigur el l-a moștenit, sunt convins, nu din altă parte decât de la părintele, de la Sfântul Siluan Atonitul. Deci a plinit absolut toate din iubire. Dar a face din iubire nu înseamnă altceva decât a te așeza tu în iubire, în iubirea lui Dumnezeu. Într-o căsnicie, în taina căsniciei, cele ale căsniciei sunt împlinite în virtutea dragostei care este așezată, dar nu dragostea aceea pătimașă, trupească, pentru că aceea trece, se duce, se ofilește, cunoașteți foarte bine. Vine bătrânețea, vine vârsta, vine o boală, vine neputință. Cunosc foarte bine o familie care era suspusă și deodată ea a avut o neputință, o boală dat peste ea și a rămas în căruți. Iar el a lăsat toate funcțiile lui, toate studiile, tot ce avea și a slujit-o pe ea cu mult drag. Pentru ce? Pentru că a văzut valoarea sufletului. Pentru că în interiorul ei era
era acea virtute a dragostei, pentru că pe ei îi unea mai întâi dragostea lui Hristos. De aceea un soț și o soție, ei se completează în mod deosebit cu rugăciunea. Când cei doi se roagă unul pentru celălalt, atunci taina căsniciei este așezată, echilibrată și familia merge mai departe. Și de multe ori se întâmplă ca cei doi chiar să plece fie odată, fie la distanțe apropiate unul de celălalt. Acestea sunt lucrări ale lui Dumnezeu. Și totodată și răsplata lui Dumnezeu pentru dragostea pe care o înmulțim în interiorul nostru. Căci dragostea este aceea care rămâne cu noi în veci. Dacă, cum spune Sfântul Apostol Pavel, atunci când vorbește în imnul iubirii de la 1 Corinteni, capitolul 13, care este deosebit, cândva prin școală ne-a fost dat acest timp să învățăm pe din afară și m-aș bucura dacă foarte mulți dintre noi am ști capitolul 13 de la Corinteni pe din afară, care este extraordinar de frumos. Fim care trebuie să ne vină în minte ori de câte ori în mintea noastră ar încolți gând de invidie, de ură, de răutate. Spun Sfinții Părinți că întâia lume, pentru că și lumea aceasta noastră, dragii mei, lumea în care trăim, mai devreme, mai târziu, va ajunge la un final. Așa cum fiecare dintre noi ajunge mai devreme la un final, va ajunge și lumea aceasta, dintr-o dată, când va fi, Domnul știe. Despre ceasul acela și momentul acela nu știm nimeni, nu știe nimeni. Doar atât știm că atât timp cât trăim, ne mișcăm, cât vrem ca să fim cu El, cât vrem ca să ne mântuim, nu ne ridică posibilitatea. Ci ne lasă. Ci lasă fiecare dintre noi posibilitatea ca să ajungă la măsura sfințeniei, a plinătății, a plinirii. Pentru că lumea aceasta în care noi trăim nu este altceva decât un rod al dragostei lui Dumnezeu. Lumea care va veni, care se va așeza odată cu cea de-a doua venire a Domnului Hristos, nu este altceva decât un rod de acum al omenirii față de Dumnezeu. Cea din tâi lume, aceasta pe care o trăim, noi cei de acum, omenirea aceasta care se întinde de la strămoșul Adam și până la ultima suflare care va fi pe fața Pământului, este un rod al dragostei lui Dumnezeu. Din dragoste Dumnezeu pe toate l-a zidit. Cât de frumos în Sfânta Scriptură a Vechiului Testament, sunt convins că ați citit primele capitole, când Dumnezeu l-a creat pe om și a făcut toate câte sunt în jurul lui și a privit Dumnezeu câte a făcut și erau bune foarte. Expresia aceasta de aici, a privit Dumnezeu cu acea dragoste părintească, așa cum o mamă își privește pruncii când ei se joacă și când ei simte că sunt cuminți și așezați. Așa Dumnezeu privea absolut toate câte a făcut și a zis, sunt bune foarte, toate. Pentru că erau izvorite din dragostea lui Dumnezeu. Și absolut toate, și profeții Vechiului Testament, chiar și căderea, cred că cea mai mare durere a lui Dumnezeu a fost atunci când omul, când Adam s-a ascuns și n-a vrut. Cunoașteți episodul foarte bine. Nu mai revenim asupra lui, când Dumnezeu l-a căutat și nu l-a găsit. Și l-a găsit vătămat. Și omul n-a vrut să se căiască. Și a trimis după aceea la el. S-a depărtat omul, căci chemarea lui Avraam a venit într-un moment în care omenirea era destul de departe de Dumnezeu. Atunci a venit chemarea lui Avraam, căci acesta era temător de Dumnezeu. Dar teama lui, iarăși, nu venea din altceva decât din dragoste față de Dumnezeu. Îl iubea pe Dumnezeu. Mintea mea acum a fugit la cei doi, deși port numele dreptului Melchisedec, cel din Vechiul Testament, se cunoște, știe că
Tatălui Melchisedec era închinător la idoli și mai avea încă un frate. Și au fost trimiși. Și venea Melchisedec, venea, a mers să aducă și el acolo daruri pentru a aduce jertfă zeilor. Și mergând el, venind, văzând răsăritul soarelui și văzând toate câte frumoase erau în zorii zilei, a avut această cugetare. Pe acel Dumnezeu trebuie să-L slăvim, care le-a zidit pe toate acestea. Și cu această cugetare se întoarce la Tatăl Său, cum mărturisește Sfântul Atanasie. Se întoarce la Tatăl Său, Tatăl Său desigur îl prigonește, în cele din urmă el ajunge pusnic în muntele Taborului și acolo. Acolo de acum are acea întâlnire frumoasă dintre el și Avraam. Este întâlnirea aceea extraordinară. Și el a rămas simbol al preoției Vechiului Testament. De ce? Că privind la cele din jur, s-a făcut plăcutul lui Dumnezeu privind și cugetând la dragostea cea nemărginită a lui Dumnezeu, la bunătatea lui Dumnezeu. E bine, milostivirea lui Dumnezeu s-a revărsat asupra întregii omenii. Cunoaștem profeții Vechiului Testament. Chiar și în ultima parte a canonului, aici, auzit a profetul tău, Doamne, și s-a temut. Că aveai să te naști din fecioară și oamenilor să te arăți. Auzit glasul tău și s-a temut. Care profet? Isaia. Este profetul Isaia. El a auzit că Dumnezeu se va naște din fecioară. Nu găsim la prorocul Isaia. Iată, fecioara va lua în pântece. Ce este? Un gest al dragostei lui Dumnezeu. Încă de atunci s-a manifestat și Dumnezeu a zis, e bine, ai plecat de lângă mine, dar te voi păsui și te voi îngrădi cu țărușii dragostei mele și ai bunătății mele. Te voi înconjura și nu te voi lăsa. Și l-a urmărit pe om și a mers după el, oricât de departe a ajuns, întocmai ca fiul cel risipitor. Și a trimis, când a văzut că era periculos de departe omul, a trimis pe fiul său cel unul născut. Cel născut din Fecioara Maria. Cum spune la Ioan, cum spune Sfântul Evanghelist Ioan, căci Dumnezeu atât de mult a iubit lumea, încât pe fiul său cel unul născut, l-a dat ca tot, ca oricine crede în el, să nu piară, ci să aibă viață veșnică. Și zice mai departe, versetul 17, de la 3 Ioan, căci n-a trimis Dumnezeu pe Fiul Său în lume ca să judece lumea, ci ca să se mântuiască prin El lumea. Auziți scopul venirii lui Hristos. A venit din iubire, din iubire s-a jertfit pentru noi, din iubire l-a căutat pe Adam, îl găsește pe strămoșul Adam, 3 zile a stat în sâmbăta tăcerii, sâmbăta morților, sâmbăta mare, cum spunem noi, în sâmbăta mare sau sâmbăta tăcerii, Hristos a fost atunci cu trupul, cu sufletul, a fost la iad, căutându-l pe strămoșul Adam. E iubirea lui Dumnezeu manifestată. Și cunoașteți icoana învierii, cum ridică pe strămoșul Adam. Ce este acolo în acea întindere a mâinii și cuprindere totodată a lui Adam și a Evei? Acea cuprindere înseamnă nimic altceva. Te-am căutat, te-am găsit și te ridic. Este o chemare, dar nu o chemare. Este o așezare, iarăși, aș zice eu, în sânul și în grădina lui Dumnezeu. Dar ce este biserica noastră? Ce sunt locașurile noastre de rugăciune? Un sân al lui Dumnezeu. O mână a milostivirii lui Dumnezeu. Nu-L avem noi pe Hristos? Pe Sfânta Masă? Nu-L avem noi pe Hristos în fiecare liturghie? Ce este aceasta? Iubirea lui Dumnezeu întinsă peste veacuri.
până la cea de-a doua venire a sa, când înainte de venirea sa va fi ultima liturghie. Nu știm noi când. Spun părinții că ultima liturghie care se va săvârși pe pământ va fi la mănăstirea Sfântul Sava. Nu știm, am auzit și eu. Dacă va fi de la Dumnezeu, va fi, nu va fi, nu știm. Un sigur lucru știm, că liturghia nu va înceta. Și că va înceta liturghia pe pământ, că va înceta Sfânta Liturghie, atunci va veni sfârșitul. Dar atât timp cât avem liturghie, avem și credincioși, avem și părinți și frați și binecredincioși creștini care vin și care vor cânta: am văzut lumina cea adevărată și am primit Duhul cel Ceresc. Deci, bisericile noastre nu sunt altceva decât o mână a lui Dumnezeu, sânul lui Dumnezeu, în care ne adunăm, ne simțim bine. Sunt unii care, sărmanii de ei, se plictisesc în biserică. De unde vine plictisul? Din lipsa de legătură a minții cu Hristos, cu Dumnezeu. Nu se silesc un pic să se roage. Dacă omul se silește un pic să se roage, este imposibil, dragii mei, ca să nu ai răbdare în biserică. Este imposibil ca să nu iubești biserica. Este imposibil ca să nu te așezi în casa lui Dumnezeu și să nu-ți mai vine să pleci. De ce spune psalmistul? A ales să mă fie lepădat în casa lui Dumnezeu decât a locui în locașurile păcătoșilor. Deci să fiu lepădat, să fiu ultimul, dar să fiu în casa lui Dumnezeu. Că acolo e mila, acolo e harul, acolo e milostivirea. Și zidul de va cădea peste mine. Am rămas acolo, n-am rămas afară. Sunt în casa Lui. Iar când intrăm în biserică, găsim înscris, ca și aici la noi, când trecem din pronaos, în camera mormintelor, în biserica slavei tale stând, în cer mi se pare asta născătoare de Dumnezeu. Ce sunt toate acestea? Nimic altceva decât darurile lui Dumnezeu. Milostivirea lui Dumnezeu, care s-a revărsat peste noi și care rămâne între noi. Sunt convins că ați citit și citiți Evanghelia. Când inima ți este rănită de ură sau de dușmănie, să luați Evanghelia după Ioan. Să luați epistolele Sfântului Ioan și să vă răniți cu ele și să vă răniți cu acele cuvinte care nu arată nimic altceva decât dragostea cea nemărginită a lui Dumnezeu. Căci Ioan s-a făcut, este vulturul. Simbolul lui Ioan, evanghelistul, este vulturul. Adică el s-a înălțat precum iubirea lui Dumnezeu. S-a înălțat și a pătruns tainele adâncului Dumnezeu, precum iubirea lui Dumnezeu s-a revărsat peste întreaga făptură. Și n-a rămas niciun colț, absolut nimeni n-a rămas și nu rămâne pe fața pământului, unde să nu ajungă mila și bunătatea lui Dumnezeu. Oricât de greu a fost, sunt convins că ați mai citit și mai citiți lagările prin care au trecut părinții noștri, bunicii noștri, temnițele pe care Aiudul, Piteștiul, lagările care au fost create în Uniunea Sovietică, care au fost cumplite, ororile care au acolo. Și acolo era întinsă mâna lui Dumnezeu. Și acolo era Hristos de multe ori în sufletul lor și le-a dat tărie. Cum cineva mărturisește spunând, ne îndrăznim să-i publicăm cartea, cât de curând. Mărturisește spunând că cei care nu au iertat și n-au iubit pe cei, pe potrivnicii lor, aceia n-au reușit să mă iasă din temniță. Dar toți cei care au iubit și au iertat, toți au trăit. Și au avut, i-a înzestrat Dumnezeu și cu lungime de zile, precum dragostea. Că dragostea e veșnică. Știți cuvântul acela de la Sfântul Apostol Pavel, care spune foarte frumos că
Acum rămân acestea trei, credința, nădejdea și dragostea. Iar mai mare decât acestea este dragostea. Și spun părinții, de ce? Credința ne duce până la mormânt. Mai avem noi nevoie credință după mormânt? Nu mai avem nevoie. Că atunci le vedem toate, cum spune Apostolul Pavel. Față către față. E ziua descoperirii, a întâlnirii. Nădejdea ne duce până acolo, la ușa raiului, când vedem balanța, că se pun într-o parte faptele bune, într-o parte faptele rele, știți, atunci ne tremură. Vom tremura cu toții. Zdravă-n atunci. E bine. Dar atunci cine ne va salva? Nădejdea. Nădejdea ne va salva. Da, Doamne, am nădejde. Chiar dacă nu, acolo n-am prea multe fapte bune. Am nădejde în mila Ta și în bunătatea Ta. Am nădejde, cum mai am rugătoare pe cineva care veșnic stă în genunchi înaintea Preasfintei Treime. Și știți de cine e vorba? Ea, Fecioară Maria. Ea stă permanent înaintea Preasfintei Treime. Și mijlocește pentru fiecare dintre noi. Și ei, dacă acum îi mărturisim cugetele, gândurile noastre, dacă ei acum, dacă pe ea acum o chemăm, autoară, atunci ne va uita nici pe departe. Ci va fi tocmai din contra. Mai aproape. Așa cum își ține în icoană, pe brațe, pe Fiul ei, așa și atunci, pe fiecare dintre noi ne va îmbrățișa și va zice, Doamne, iartă-l și pe ăsta, că-l cunosc. Îl știu, Doamne. A stat la slujbe. S-a mărturisit. M-a chemat. Avea icoana mea în casă, Doamne. Deci, toate acestea sunt gesturi care trebuie să ne dea nouă tărie lăutrică, o verticalitate, încât niciodată nu trebuie să ne apropiem de păcat. Iubirea ne obligă pe noi, când vedem toate aceste daruri care ne vin de la Dumnezeu, această iubire trebuie să ne oblige pe noi în a fi mai bun și în a fi stăruitor în fapta cea bună. Ioan Evanghelistul, știți prea bine că la cina cea de taină, el, Ioan Evanghelistul, și-a plecat capul pe pieptul lui Iisus. Cineva spunea că nimeni nu a simțit, desigur, Fecioara Maria, cea care l-a purtat în pântece, i-a știut pe cine poartă în pântece. Dar Ioan atunci a cunoscut, a ascultat iubirea din inima lui Iisus. De aceea s-a și făcut un apostol al iubirii. Căci Ioan este numit și apostolul iubirii. Epistola 1 Ioan, dacă o citim, oriunde, în oricare verset sau oricare capitol, ne-am uitat, fiecare verset, din fiecare capitol, deci, se vede iubirea lui Dumnezeu. Dacă zice cineva, iubesc pe Dumnezeu, iar pe fratele său urăște, mincinos este, pentru că cel ce nu iubește pe fratele său pe care l-a văzut, pe Dumnezeu pe care nu l-a văzut, nu poate să-L iubească. Cine iubește pe Dumnezeu, să iubească și pe fratele său. Dumnezeu este iubire, zice Ioan. Și cel ce rămâne în iubire, rămâne în Dumnezeu. Și Dumnezeu rămâne întru el. Cine sunt sfinții? De ce avem sfinte moaște? Și trupurile lor nu putrezesc. Și se au bună mireasmă. De ce? Pentru că iubirea lui Dumnezeu s-a revărsat întru ei. Și când iubirea lui Dumnezeu se revarsă întru noi, în inima noastră, atunci ne putem debarasa de tot ceea ce este omenesc. Atunci avem credință tare că Dumnezeu este cu noi, că ne va răsplăti, că ne va purta de grijă. Și cum am mai spus acest cuvânt din Evanghelie,
Nu te teme, turmă mică, eu sunt cu voi. Dar când este cu noi? Când iubirea Lui se revarsă într-un noi. Dar ca iubirea Lui să se reverse într-un noi, și noi trebuie să ne deschidem inima spre iubire. Dar ca să ai iubire, să ai iubirea Lui Dumnezeu, trebuie să ai răbdare, trebuie să ai smerită cugetare, trebuie să te rogi, trebuie să ai foarte multă îngăduință față de cel de lângă tine. Și acum, dacă am zis să ai îngăduință față de cel de lângă tine, mi-a venit în minte iarăși acel exemplu frumos din viața Sfântului Paisie cel Mare, cu ucenicul. V-a mai spus dumneavoastră. El a avut, Sfântul Paisie cel Mare, a avut un ucenic, mai pe șleau vorbind, puțin încăpățânat. Adică puțin mai mult. Deci, ei bine, odată a fost la târg cu ucenicul în Alexandria, s-a întors. Între timp, Sfântul Paisie avuseseră o întâlnire cu Hristos. Și i-a zis Domnului, Doamne, lasă-mă și pe mine să spăl și eu picioarele tale. Bine, Paisie. Și Domnul s-a lăsat și Paisie a pus apă în spălătoare. Deci era un vas, probabil, săpat în piatră. A pus apă în spălătoare și l-a spălat pe Domnul pe picioare. Și în cele din urmă, Domnul s-a retras, între timp apare ucenicul de la Evine. Și căldurile de acolo, arșița zilei, Paisie știind ce fel de apă era în spălătoare, îi spune, mergi și bea și răcorește-te cu apa de acolo din spălătoare. Dar el, ca târfilind, n-am alt cuvânt, se încăpățânează tocmai din spălătoare și rămâne în cârteala lui. Sfântul Paisie, știind darul, îi zice, mergi, silește-te, mergi, ia de acolo apă din spălătoare. El iar se opune și îi zice a treia oară, dacă ai ști darul, nu te mai împotrivi. Și el atunci și-a dat seama, ucenicul, sigur, bătrânul, a avut poate o descoperire, ceva este cu apa aceea. Numai că în momentul când a ajuns, Îngerul Domnului a luat apa din spălătoare. A pierdut-o. Deci, iată un exemplu de ascultare, de așezare și de răbdare. Dar răbdarea lui Paisie nu s-a oprit aici. Și mai departe, s-a rugat lui Dumnezeu în cele din urmă, acesta a plecat, a ajuns, s-a căsătorit cu o evreucă din neamul Ideirul, din neamul acelor care l-au răstignit pe Domnul și Paisie se ruga pentru ucenicul lui. Și într-o bună zi se arată iarăși Domnul și îi spune, Paisie, au nu știi că el s-a repădat de mine? Și s-a dus la cei care m-au răstignit pe mine? Și îi spune, da, Doamne, știu. Și zice Paisie mai departe, da, Doamne, dar ai milă de ucenicul meu. Adică se roagă mai departe. Și atunci vine un cuvânt extraordinar din gura Domnului Hristos, Paisie, te-ai făcut una în dragoste cu mine. Cuvânt care l-a făcut pe un scriitor în veacul 20, Paul Evdokimov, să scrie o întreagă lucrare numită Iubirea nebună a lui Dumnezeu. Carte care a fost publicată în editura Anastasia, la București și poate la unii dintre dumneavoastră a ajuns. Deci Dumnezeu ne iubește extraordinar de mult. Și acum lumea aceasta este rod al iubirii lui Dumnezeu. Și noi trăim în iubirea lui Dumnezeu. Dar va veni și momentul dreptății. Când noi, tot noi, omenirea vom cere lui Dumnezeu să fie drept. Să răsplătească pe cei ce s-au silit și să se comporte cum Dumnezeu nu vrea cu cei care nu s-au silit, cu cei care nu au vrut, ca să fie unde? În casa lui Dumnezeu, în acest sân al lui Dumnezeu care este Biserica Sfântă, drept măritoare, ortodoxă. Și mulțumim lui Dumnezeu, nu ca fariseul, ci cu smerenie, mulțumim lui Dumnezeu că suntem în casa Lui și-L avem
și îl simțim și trăim și ne mișcăm în Duhul Lui și în puterea Lui. Acesta este dorul cel mai înalt al vieții noastre și așezarea cea mai adâncă a noastră pe care o putem să o avem. Viața cea de dincolo, lumea cea de-a doua, din ce va fi formată? Din toți cei care s-au silit. Din mucenici, din proroci, din erari, din apostoli, din toți cei care s-au silit, din cuvioși, din cuvioase, din creștini, din mulțimea creștinilor noștri, din satele noastre, care într-o smerenie și cu mințenie au dus taina căsniciei și au dăruit bisericii prunci, urmași, au dăruit bisericii vlăstare, cu buniei și bunele noastre care ne-au învățat cum să facem semnul Sfintei Cruci, cu părinții noștri care ne-au dus de mână la Sfântul Potir, cu aceștia toți vor forma biserica cea de acum triumfătoare, biserica lumea cea de-a doua, care m-a spus, care nu va fi altceva decât un rod al dragostei noastre față de Dumnezeu. Facă Bunul Dumnezeu ca iubirea Lui să încolțească în inimile noastre, să rămână între noi și să știm că în această perioadă a postului putem să iertăm, putem să ne jertfim, putem să ne dăruim, putem să împărțim o bucățică de pâine, putem să facem din casa sufletului nostru o casă a lui Avraam și acolo să vină El la cină și să zică, iată, stau cu tine la cină și tu să stai cu mine la cină. Acesta e momentul cel mai frumos din viața noastră. Să ne ajute Bunul Dumnezeu ca să ne primim cu toții. Amin!